Bine ați venit, dragi vărsători! Cu mare drag vă invit să urmăriți etalarea din săptămâna 11-17 iulie. Cu mare drag voi face această etalare, rugându-vă să vă puneți o dorință sau mai multe dorințe în sensul eliberării a ceea ce nu vă mai este de folos. Dacă ar fi să considerăm că luna plină din 13 iulie vă aduce posibilitatea de a renunța la ceea ce nu mai aveți nevoie, atunci fie că rostiți, fie că scrieți sau gândiți, da, rostiți cu voce tare sau doar în gândul vostru, spuneți ceea ce vreți să eliberați, da, fie că vă eliberați de neîncredere, de o supărare, de o boală, de sărăcie, de kilograme în plus sau de o relație nepotrivită, da? Să spuneți acest lucru, mă eliberez de. Puteți folosi și în perioada 11-15, da, două zile înainte și două zile după 13 iulie, pentru a vedea cum, în cazul dumneavoastră, lucrurile vor merge foarte, foarte bine. Sper din tot sufletul, da, să vă eliberați, da, de ce vă prisosește, ca noul să vină în viața voastră. Hai să vedem, dragi vărsători, fie că aveți soarele, luna sau ascendentul, ori nodul nord în vărsător, sau vă interesează o persoană în zodia vărsător, da, vom vedea din oracolul menirii care este scopul, care este misiunea vărsătorilor în săptămâna 11-17 iulie. Și avem, iată, dragii mei, s-a întors cartea Îngerului Păzitor. Deci să vă eliberați de o necredință, să vă eliberați de o supărare. Pentru că acest Înger Păzitor să poată fi chemat și să poată să aducă în viața voastră mai multă liniște și bucurie. Văd aici numărul 5, care reprezintă o schimbare. Da, spune că te protejează, că vei simți aripile sale care vă învăluie cu dragoste și siguranță. Da, uneori simțim pe umeri, simțim pe spate sau pe piept, simțim acele emoții care până la urmă, da, gândul ne poate spune că sunt într-adevăr acei îngeri oameni, dar pot fi și îngeri păzitori. Dragii vărsători, să vă eliberați de o supărare, de o necredință, de o relație care nu vă mai este de folos, să oferiți această palmă, da, această palmă care oferă, să oferiți dragostea și înțelegerea voastră și s-ar putea, da, chemând Îngerul Păzitor, să primiți ocrotirea divină. Avem și oracolul magic. Haideți să vedem care talent, dragii mei vărsători, va fi recompensat, va fi recunoscut de către ceilalți în această perioadă 11-17 iulie. Ce carte se evidențiază? Iată! Și aici vedem un mare noroc, good fortune, adică un mare noroc, dragi vărsători. Asta înseamnă, da, că vine divinitatea cu această oportunitate. Veți vedea, se manifestă pe planul personal sau profesional, sau vine cu o vindecare spre voi, sau cu niște oportunități, dragi, foarte frumos, dragi vărsători. Hai să vedem, în perioada 11-17 iulie, ce alte răspunsuri mai primim, da, legate de activitatea voastră. Sunt 10 răspunsuri, pentru că am de gând să întreb cele 10 întrebări, da, să pun cele 10 întrebări și apoi să aflăm de asemenea și despre luna plină și despre surpriză și sfat pentru perioada 11-17 iulie. Și care sunt cele 10 întrebări? Cele 10 întrebări vorbesc despre scopul, subiectul pe care cărțile doresc să-l afișeze. Și vedem aici un valet de spade. Voi sunteți vărsătorii, semnele de aer. Veți fi foarte curioși în această săptămână, veți fi adevărați spioni, veți afla lucruri, veți fi atenți să observați absolut tot și să nu vă scape nimic și pe planul relației și profesional.
Da, veți fi foarte, foarte agili, energici, vă vin ideile. Care este cartea care clarifică? Este un rege de cupe. Fie că aveți relație cu cineva din rac, scorpion, pești, fie voi sunteți aceste persoane împăciuitoare și serioase și evoluate emoțional, da? Văd o mare maturitate în cazul vostru. Sau poate fi această persoană rac, scorpion, pești, care vine spre voi cu multă maturitate emoțională. Ce știți, dragi vărsători? Știți că vă doriți cât mai multe lucruri cu acest 7 de cupe. Știți că vă doriți să primiți absolut tot ce este posibil, da? Că se referă la lumea aceasta materială, la bunăstare, că se referă la evoluție spirituală, că se referă la succes profesional sau la multă iubire. Parcă vreți să le aveți pe toate, știți acest lucru, și totuși trebuie să alegeți ceva. Doar o parte dintre planuri își vor găsi în această săptămână o rezolvare, o încununare cu succes. Ceea ce nu știți este într-adevăr că veți avea o bucurie și veți sărbători împreună cu alte 2 persoane, cel puțin. Poate să fie o bucurie în casă, o bucurie la serviciu, sau în planurile, hobby-urile, mergeți la un eveniment, la nuntă, la botez, sau la zile de naștere, onomastice, sau nu onomastice, dar zile de naștere, da? Vreau să mă refer la aniversări, de exemplu, de anumiți ani împliniți în nuntă sau în activitatea profesională. Să aveți grijă, dragi vărsători, la relațiile trio. Pentru că acest 3 de cupe înseamnă și relație trio cu persoane din rac, scorpion, pești. Totodată, ceea ce nu știți și ați lăsat în urmă, o tristețe. De fapt, asta nu știți, că vă bucurați și în trecutul recent, am vrut să spun, dar ați lăsat în urmă, cum ar veni, o tristețe. Efectiv, ați dat seama că nu are rost să vă gândiți la trecut, că acesta nu poate fi schimbat, și simt cum voi încet, încet sunteți foarte atenți la prezent și cum anume vă puteți contura viitorul pe care voi vi-l doriți. Hai să vedem cu ce vine viitorul. Ce va aduce viitorul, dragi vărsători? Ce carte sau cărți se evidențiază și în continuare, pentru că noi dorim să primim mai multe răspunsuri. Viitorul aduce un valet de monede, aduce o prosperitate financiară, un început al unui proiect de succes, aduce studii superioare, studii deosebite, elevate. Văd multă energie, o veste bună legată de bani. Deci este o siguranță materială pe care eu o văd. Iată ce frumos, la cartea care să vă reprezinte cum vă simțiți în această săptămână, aveți chiar vărsătorul. A, nu, nu este vărsătorul, iertați-mă, este asul de bâte. Asta ce înseamnă? Fie că începeți un proiect nou, un job nou, fie o relație nouă, fie rămâneți însărcinate, dragi doamne, sau nașteți. Sunt aspectate persoanele cu ochii albaștri, da, sau deschiși la culoare. În felul acesta vă simțiți la un început de drum sau relație. Cum vă văd ceilalți? Ceilalți vă văd ușor nemulțumiți, parcă nici nu vă puteți bucura de acest început, pentru că voi ați fost până mai ieri într-o energie de tristețe. Dar văd această bucurie, da, care vine, e o binecuvântare. Așa cum sunt aici 3 cupe vărsate, vine de la divinitate o bucurie și ceilalți își dau seama de acest lucru. Da? Și voi parcă veți reuși, dacă tot așa aveți ochi deschiși la culoare verzi sau albaștri, să ieșiți dintr-o stare de tristețe. Speranțele sunt ale unei familii fericite, cu acest 10 de romb, 10 de pământ sau 10 de monede. Am o relație, o familie fericită, un colectiv prosper,
am stabilitate financiară în familie sau la firma pe care o aveți sau în job, în business, da? Foarte frumoase sunt aceste speranțe și într-adevăr sper să vină spre voi. Ce destinație vor să ne anunțe cărțile, dragi vărsători? Care este destinația? Destinația acestei săptămâni este o instituție, o firmă? Văd această regină de spade sau voi, dragi doamne din vărsător, care sunteți regină de spade, vă veți simți bine în pielea voastră, veți fi raționale, obiective, veți fi experte profesional, din perspectivă profesională, poate chiar ușor severe și intimidante. Iar dacă sunteți domni, poate chiar aveți o relație cu o persoană din gemeni în balanță vărsător. Foarte interesant, da? Ori este un succes într-un proces, un succes într-o instituție de stat, da? Hai să vedem acum mesajul legat de luna plină din 13 iulie. Deci nu uitați să folosiți intervalul 11-15 iulie cu afirmații legate de eliberări, a ceea ce nu vă mai folosește. Hai să vedem care este mesajul legat de luna plină și apoi care este surpriza și de asemenea care este sfatul. Da. Sunt trei cărți, sunt trei mesaje pe care le așteptăm din partea cărților și iată, dragii mei, eu văd așa. În primul rând, văd cartea legată de luna plină. Veți colabora într-adevăr, sau până acum ați colaborat mult, dar pentru că e mesajul lunii pline, parcă vă eliberați de lucrul în grup și veți lucra mai mult individual. Parcă vă eliberați de nevoia de a controla excesiv, a trebuit să aveți o poziție de forță. Poate vă eliberați, nu știu, de vacanțe nepotrivite în care să mergeți cu cortul știind că nu vă place la cort, da? Poate vă eliberați de acea nevoie, dependență de muncă și în sfârșit veți merge într-o vacanță în luna iulie sau vă eliberând această nevoie de a lucra, de a fi oricolo. Workaholici, da, așa se numesc, cei care muncesc peste măsură, poate vă veți permite să mergeți într-o vacanță fără să simțiți vinovăție. Și apoi avem surpriza, un echilibru pe care îl veți avea. Fie vă echilibrați personal și atunci și relația beneficiază, fie vă echilibrați planul sufletesc și sănătatea beneficiază sau tot așa reușiți la job să munciți individual, dar sau un grup și să vedeți efectiv cum și partea financiară se va îmbunătăți. Hai să vedem și sfatul, dar n-am primit sfatul. Restul cărților sunt efectiv cele care au fost până acum extrase. Deci, surpriza este legată de o echilibrare. Sau o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, da, văd că interacționați și cu gemeni balanță vărsător și cu Taur, Fecioară, Capricorn și cu Berbec, Leu, Săgetător și Rac, Scorpion, Pești. Sfatul este să vă bucurați în casă, să aveți armonie în casă, să vă bucurați de o călătorie, să mergeți, poate stați în altă casă, cazați, să vă bucurați într-o firmă, de un loc de muncă, dar să aveți acest curaj, să vă eliberați de orice temeri și să mergeți în acest curaj. Sfatul este să vă bucurați, da? Și poate mergeți la o nuntă, la un botez sau mergeți în casa altcuiva. Va fi multă bucurie să încercați să folosiți această atmosferă. Atmosferă de grup, atmosferă de familie, da? Pentru că patru de bâte vorbește despre aceste energii. Vă mulțumesc tare mult, dragi vărsători! Sper să aveți o săptămână excelentă și să vină vești bune pentru voi, să aveți spor în ceea ce faceți, iar dacă mergeți
vacanță să aveți, bineînțeles, un concediu plăcut. Nu uitați să vă abonați, dragii mei, să comentați dacă veți rezona și vă aștept cu drag și la alte filmări. Toate cele bune, vă îmbrățișez cu mult drag, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Pa, pa!